Ideea de a face un film astăzi mi-a venit de la un clip pe care l-am primit pe WhatsApp de la Florin Cimiliuc, colegul meu de la Unechnologică Roia. În clipul respectiv, era un clip postat pe, pe Facebook, pardon, el știind că eu n-am cont pe Facebook, mi-a trimis acest mi-a trimis acel clip pe WhatsApp. Din fericire am putut să-l vizualizez, n-am putut vizualiza în schimb comentariile care sunt acolo postate, pentru că nu Facebook-ul celor care n-au cont nu le permite să vadă toate funcțiile. De cele mai multe ori nu permite nici să vezi filme, dar pe ăsta am putut să-l văd. Probabil că a fost postat public sau nu-mi dau seama, nu mă pricep la Facebook. În clipul respectiv, în plină zi, undeva în Oltenia, am înțeles, un șacal auriu ataca o turmă de capre, prinde, părea un țăpuc tânăr, un țăpușor tânăr, îl prinde, țapul încearcă să scape, intră, sare într-un, cred că era un lac, nu părea a fi râu, că nu, apa nu se mișca, nu curgea, deci pare a fi un lac, intră în lac, încearcă să scape țapul, intră în apă puțin mai adâncă, moment în care șacalul dă drumul, se întoarce pe mal și aleargă frenetic înapoi la turmă, în încercarea de a prinde o altă capră, era o turmă de capre. Ceea ce mi s-a părut absolut șocant a fost că filmul era făcut de către două persoane aflate într-o mașină și persoanele astea nu stăteau cu mâna în sân. Oamenii au făcut tot ce au putut pentru a opri atacul, adică au fluierat, au țipat, au răcnit la șacalul ăla și șacalul nu avea nicio treabă. El își continua acțiunea, își continua vânătoarea ca și cum nu ar fi fost acolo nicio prezență umană. Ceea ce ridică un semn de întrebare foarte mare. Și anume, a devenit în România șacalul atât de neobrăzat încât efectiv să ignore prezența omului? Pentru că dacă așa s-a întâmplat, înseamnă că avem o mare problemă. O mare problemă. Pentru cei care nu știu, animalele sălbatice se împart în animale endemice și animale introduse sau care au venit singure. Endemice înseamnă specii care s-au dezvoltat pe teritoriul respectiv. Lupul și ursul, râsul, pisica sălbatică sunt prădători endemici în România. Aceste specii s-au dezvoltat și pe teritoriul României. S-au dezvoltat în Europa, știm cu toți. Nu numai în Europa. Dar ele sunt endemice pe teritoriul României. Șacalul este o specie care a venit singură. Deci am spus că sunt specii introduse sau care au venit singure, pentru că, spre exemplu, în delta Dunării avem o reală problemă cu nurca americană. Nurca americană n-a venit singură de pe continentul nord-american. Ea a fost introdusă. A scăpat din crescătorii, poate a fost lăsată cu bunăștiință de către niște inconștienți. Cert este că nurca americană este mai mare decât nurca europeană, este mult mai agresivă și are perioada de împerechere mai devreme. Prin urmare, nurca americană a început să pună stăpânire pe teritoriul nurcii europene și o elimină pe aceasta din teritoriu. Sau dacă nu o elimină, se împerechează cu ea și în felul ăsta rezultă niște hibrizi. Prin urmare, specia nurca europeană în delta Dunării este pusă în pericol de o specie introdusă de către omul, și anume nurca americană. Dar șacalul n-a fost introdus de nimeni, șacalul a venit singur. Există tot felul de discuții în sensul ăsta, e vorba despre șacalul auriu, specie care este endemică în Asia, deci ea provine din Asia. Unii spun, domnule, a venit prin Bulgaria, alții spun, nu, a venit prin Ucraina, alții spun, nu, domnule, a venit, de fapt, prin Serbia. Din punctul meu de vedere, cred că adevărul este unul foarte simplu. Șacalul a venit în România din Bulgaria, nici în Bulgaria nu este specie endemică. El a venit pur și simplu din Bulgaria. De ce spun asta? Pentru că prima dată a fost semnalat șacal auriu în delta Dunării. În delta Dunării, în care și acolo s-a întâmplat o chestiune extrem de interesantă, și anume lupul nostru, care se găsea într-un număr foarte mare în delta Dunării. Lupul nu s-a găsit doar în Carpați. Lupul a fost prezent
Întotdeauna în delta Dunării. Întotdeauna până acum ceva vreme, când a dispărut din delta Dunării, probabil din cauza braconajului și a vânăturii excesive. Și iată cum delta Dunării a rămas fără prădător mare, da, singurii animale de pradă în delta Dunării fiind, rămânând, câinele enot, vulpea și pisica sălbatică european. Toate aceste trei specii nu reprezintă niciun fel de amenințare pentru șacal. Șacalul le domină pe toate. Prin urmare, în momentul în care șacalul a ajuns în delta Dunării, a găsit un paradis. Pur și simplu, a găsit un paradis. Delta Dunării fiind un paradis pentru păsările de apă, delta Dunării fiind un paradis pentru o grămadă de viețuitoare de talie mică sau medie, delta Dunării fiind o zonă cu foarte multe animale domestice, oi, capre, porci, sigur nu introducem aici și animalele domestice mari, vaca și calul, pentru că ele nu reprezintă pradă pentru șacal, sunt prea mari pentru el. Sigur, șacalul în haită poate ucide viței mici, nu fătați, dar asta ca și excepție. Însă, capre, oi, porci, poate ucide cu foarte mare ușurință. Nu mai vorbim de păsările domestice, unde efectiv șacalul face prăpăd. Deci, așa cum spuneam, șacalul a venit în delta Dunării, unde a găsit un teritoriu liber, fără nicio amenințare pentru el, și a prosperat. A prosperat atât de mult, s-a mulțit atât de tare, încât a început să colonizeze toată zona de sud a României, deci tot ceea ce înseamnă Muntenia, a trecut în Oltenia, de acolo a trecut în Banat, din Banat s-a dus în Crișana, se pare că mai nou a apărut și în Maramureș, în anumite zone din Ardeal, și de asemenea există persoane care afirmă că șacalul și-a făcut simțită prezența și în Carpații. Și aici se ridică un semn de întrebare. În mod normal, literatura spune, domnule, acolo unde avem lup, nu avem șacal. De ce? Pentru că lupul, fiind un prădător mai mare, elimină șacalul. Evident, vorbim despre concurență, șacalul consumă aceeași pradă până la un anumit punct cu lupul, deci lupul îl elimină. Asta e teoria. Acum, dacă șacalul a ajuns în Carpați, dacă șacalul și-a făcut simțită prezența în nordul județului Prahova, în județul Buzău, aud persoane care spun că, ciobani care spun că s-au confruntat cu șacali. Astea sunt zone în care se găsește lup. Și atunci, dacă se găsește lup, n-ar trebui, repet, conform teoriei, să se găsească și șacal. Dar dacă șacalul a apărut și acolo, înseamnă că ne aflăm în situația în care se găsește lupul în America de Nord, pe continentul nord-american, adică în Statele Unite și în Canada, acolo unde lupul de multe ori conviețuiește cu coyotul. Coyotul fiind un fel de corespondent al șacalului în America de Nord. Putem să ne gândim că dacă în America de Nord lupul și coyotul pot conviețui într-o anumită măsură, pe același teritoriu, înseamnă că în România lupul și șacalul pot conviețui și ei. Ceea ce nu e deloc de bine, pentru că nefiind specie endemică, șacalul pune în pericol nu doar animalele domestice, șacalul pune în pericol, în primul rând, animalele sălbatice. Șacalul este o ființă care poate decima populația de căprior și multe alte specii. Fazan, potârniche, ieruncă. Nu mai vorbesc de victimele pe care le poate face în rândul cocoșului de mesteacă și a cocoșului de munte. Păsări care și așa sunt în pericol. Nu mai vorbesc de ieruncă. Nimeni nu știe exact efectivele de ieruncă din România. De asemenea, dacă va reuși șacalul să populeze inclusiv golul alpin, haideți să ne gândim că va începe să atace și capra de munte, capra neagră, ceea ce va fi o mare problemă. Capra neagră și așa este o specie amenințată cu dispariția, e o specie protejată, se fac eforturi pentru ca ea să se mulțească și numărul ei să crească din ce în ce mai mult, și nu doar în România. Ce s-ar întâmpla dacă ea ar fi amenințată mai nou și de șacal? Și acum revin la filmul nostru. Ok, am înțeles. Șacalul a început să colonizeze întreaga Românie. Dar ne-am fi așteptat de la un animal sălbatic ca el să păstreze distanța față de om. Da? Până și lupul. În trecut știam că lupul, în momentul în care simte om, fuge mâncând pământul. Mai nou se pare că a devenit și el destul de nerușinat, pentru că atunci când
vânătoarea este interesată într-o anumită măsură, lupul începe ușor, ușor să mai piardă din acea frică teribilă față de om. Și avem tot felul de mărturii cu ciobani care s-au confruntat cu lupul, nu în sensul că s-au luptat cu el, dar în sensul că ziua le-au fost atacate oile și deși ei erau prezenți și câinii erau prezenți, lupul încă insista, încerca să atace și să facă victime printre oi. Deci, dă dovadă și el de o altă neobrăzare. Dar, ceea ce am văzut în filmul trimis de către Florin întrece orice poveste cu lupii. Adică șacalul ăsta, la câțiva metri de niște oameni, care, repet, erau, țipau la el, n-avea niciun fel de problemă. Efectiv, nu tresărea. Deci nu tresărea, pur și simplu. El își urma calea lui. Își ducea misiunea la bun sfârșit. Era, misiunea lui era aceea de a ucide o capră. Punct. Într-un final, bine, țăpucul ăla zbiera atât de tare încât cred că s-auzea peste 3 comune. Într-un final apare un, era să zic cioban, dar dacă aș fi zis cioban, aș fi jignit foarte, foarte mulți oameni din această țară și chiar nu este cazul. Ăla nu era cioban. Apare un nene purtător de bâtă, că există, noi trebuie să facem diferența, există ciobani. Ciobănia este o meserie. Eu știu că în România cuvântul ăsta e folosit în general cu sens superiorativ, adică în sensul de a desemna pe cineva ca fiind un om prost, needucat, fără nicio meserie, nici pomeneală. Proști sunt cei care folosesc cuvântul cioban cu sensul acesta peiorativ. Ciobanul este, a fi cioban e o meserie exact ca aceea, a fi doctor, a fi inginer, a fi profesor, a fi strungar, frezor, sudor, mecanic și așa mai departe. Da? Ciobănia este o meserie. De aceea există ciobani care pot fi numiți ciobani profesioniști, da? Oameni lângă care poți să stai o viață și să înveți mereu, an de an, câte ceva. Și există niște purtători de bâtă, cum era ăsta, că, repet, nu pot să-l numesc cioban pentru că ar însemna să jignesc o întreagă categorie profesională. Și nu se face. Deci era un purtător de bâtă, apare el într-un final, țipă la șacal și când ăsta se apropie în fugă de turmă, într-un final apoteotic, șacalul lasă țăpucul ăla și fuge. Deci abia când omul s-a apropiat foarte, foarte aproape, adică probabil că mai erau câțiva metri și ar fi putut să-l atingă cu bâta. Dacă aș fi fost proprietarul acelei turme de capre și dacă... Eu cred că ăla nu e proprietarul turmei, pentru că dacă ăla era proprietarul turmei, atunci ce ar mai fi de zis? Dă-i Doamne minte. Dar dacă nu era proprietarul, eu dacă aș fi fost proprietarul, l-aș fi chemat puțin la o notă explicativă pe băiatul ăla și l-aș fi întrebat ce făcea el, pe unde era. Da? Pentru că, repet, toată știrea durează câteva minute și iedul ăla zbiară de, se aude peste hotare. Deci n-ai cum să spui că, nu știu, ațipisești, deși vremea e urâtă, nu poți să ațipești că e peste tot ud și așa mai departe. Nu prea ai scuze. Din moment ce treaba ta este aceea de a păzi niște animale, nu, ce scuze poți să ai? Dom'le, eram unde când s-a petrecut atac? Punctul 1. Punctul 2. Eu știu că cei care ciobănesc, cei care, nu, iarăși, ăla nu ciobănește, cei care au animale, păzesc animale pe la câmpie, acolo e clar o zonă de câmpie unde s-a petrecut atacul, nu prea țin câini ciobănești. Ei spun, domnule, sau dacă au câini ciobănești, țin legați la stână sau acasă la câmpie. Domnule, nu prea îi luăm cu noi, că nu avem treabă. Din moment ce șacalul a populat România, mai cu seamă zonele de câmpie, podiș și iată începe să urce spre zonele submontane, deal și submontan, e clar că și ăștia de la câmpie trebuie să facă minimul efort, și e cu ghilimele efort, să-și ia măcar 1-2 câini ciobănești. Adică să te zgârcești, să dai de mâncare unei perechi de câini ciobănești, cred că e o dovadă de mare prostie, în primul rând, pentru că mâncarea pe care o dai unor câini ciobănești costă mult, mult mai puțin decât banii pe care îi dai
cumpărând animale pentru a le înlocui pe cele care ți-au fost omorâte de către șacal. Da? Deci, cred că ar trebui să-și bage mințile în cap și băieții ăștia și să-și cumpere niște câini ciobănești buni, cu atât mai mult cu cât șacalul nu reprezintă o amenințare pentru, adică spre deosebire de lup și urs, acolo unde mulți câini ciobănești își pierd viața, da, pentru că sunt mâncați de lup sau pentru că sunt omorâți de urs, șacalul nu reprezintă o amenințare. Deci dacă ai doi câini ciobănești buni, da, n-ai treabă. Nu ai treabă, minim doi câini ciobănești buni. N-ai treabă cu șacalul. Și ok, eu sigur că da, recomand ciobănești românești. Și în primul rând recomand ciobănești românești corb, dar toți ciobănești românești. Ok, nu vrei, nu, poate nu-ți place corbul că e negru, ia-ți carpatin. Poate nu-ți place nici ăsta că e sur ca lupul, ia-ți un bălan, ia-ți un bucovina, ia-ți un mioritic, ia-ți ceva. Nu-ți plac ciobănești românești, ești tu mai puțin român în simțiri. Nici o problemă, sau ești foarte român în simțiri, dar ai alte gusturi la câini. Nici o problemă, cumpără-ți, frate, doi cangali. Sunt atâția cangali buni în România. Ai de unde să cumperi de la ciobani o pereche de cangali buni. Cumpără-ți o pereche de cangali. Poate nu-ți plac nici ăștia pentru că au părul prea scurt. Cumpără-ți o pereche de caucazieni. Cumpără-ți doi câini ciobănești. Care vrei tu, de unde vrei tu. Și în felul ăsta îți protejezi turmea de atacul acestui prădător care a apărut în țară. E o realitate, nu putem să trecem peste ea. Șacalul există. Eram foarte mirat de faptul că am ajuns în Corbeanca, deci în Ilfov, da? Lângă București, am ajuns în Corbeanca în situația în care sunt aia prin Anglia. Umblă vulpea pe stradă mai tare ca pisica noaptea. Și vorbeam cu cineva din comună care e în domeniu. Bă, ce se întâmplă totuși? Adică avem tot felul de situații. Spun oamenii, domnule, am găsit vulpea, dormea în foișor, am găsit-o, dormea în leagănul copilului, dormea pe bancă, pe terasă sau pe un scaun, am găsit-o în magazie, am găsit-o în cotețul găinilor, le-am mâncat pe toate, am găsit-o umblat prin curte. Ce se întâmplă? Adică totuși, cum a ajuns că vulpea mai venea, mai erau atacuri de vulpe, dar nu așa ca acum. Și omul mi-a spus foarte simplu, băi, zice, s-a întâmplat ceva extrem de simplu, și anume, toată zona aceasta este populată, toată pădurea e populată cu șacali, șacal care ucide vulpea, pentru că îi face concurență la hrană, deci o omoară, și atunci vulpea ce a făcut? Vulpea s-a retras din pădure și a mers, a migrat spre așezările umane, pentru că aici găsește adăpost. În Corbeanca, vă dau un exemplu, dar în toate localitățile din jurul Bucureștiului, sunt din ce în ce mai puțini oameni care cresc animale. Oamenii nu mai cresc animale de curte, da? Sunt foarte puțini care mai au, și vecinii mei, sunt puțini care mai au păsări de curte, majoritatea au renunțat la ele. Li se pare că nu este rentabil să mai țină 10 găini și un cocoș. Fac mizerie, consumă resurse. De ce? Mergem la magazin, cumpărăm un carton de ouă, cumpărăm pui de la galantar și cu asta basta. E foarte simplu. De ce să ținem noi găini? Da? Deci sunt foarte puțini oamenii care mai au. Și din ce în ce mai puțini oameni care... Bine, pe măsură ce în gospodăriile țăranilor sunt din ce în ce mai puțini care mai au, se constată un alt fenomen, și anume că apar din ce în ce mai mulți dintre cei care s-au mutat de la oraș la curte și care încep să regăsească, să reîntâlnească viața la țară, și atunci încep să-și facă un coteț cu câteva găinuși. El a început ca și hobby, după care constată cât de benefic este pentru familie să ai câteva găinuși care să-ți facă un ou proaspăt și sănătos. Dar asta este o altă discuție. Deci, vulpea s-a mutat în comună pentru că oamenii sunt din ce în ce mai toleranți. Da? Dacă n-ai găini să ți le omoare, nu te deranjează, ți se pare chiar interesant așa să mai faci câte o filmare cu vulpea dimineața umblând prin curtea ta. Ai pus-o pe Facebook și ești interesant. Vulpea a găsit un teren propice și a venit aici, în localitate. Întrebarea mea este cât va dura până când șacalul va realiza că în comună sunt foarte, foarte multe surse de hrană. Pentru că și în Corbeanca și în jurul Bucureștiului, în județul Ilfov și numai, peste tot, sunt foarte multe strâni în zona de câmpie. Ori din punctul meu de vedere, momentul în care acest prădător și-a pierdut frica instinctivă față de om și își permite ca ziua la miaza mare să vâneze și să ignore total niște oameni, cred că trebuie luate niște măsuri la nivel central, la nivelul administrației. Și din punctul meu de vedere, măsura ar fi aceea foarte simplă de a elibera, de a modifica legislația de așa manieră încât să fie permisă vânătoarea la șacal tot timpul anului.
Eu cred cu tărie că șacalul trebuie să dispară din peisajul românesc. Nu are ce să caute aici, nu este specie endemică, repet. El trebuie pur și simplu exterminat din România. O asemenea specie nu aduce decât, de servicii aici. Șacalul are loc, nu este o specie amenințată cu dispariția, ba din contră, e o specie din ce în ce mai prezentă, populează un vast teritoriu în Asia, iată a venit și în Europa, nu numai în România, așa cum spuneam, el este întâlnit în Grecia, în Bulgaria, în Serbia, în Croația, în Macedonia, în cine știe câte alte, o să ajungă probabil, nu știu cât de departe va ajunge. Bănuiesc că va începe să populeze spre vest, spre nord, Europa. Deci nu se pune în discuție că, Doamne ferește, dacă ar fi exterminați șacalii din România, ar fi pusă specia în pericol. Nici pomenală. Deci această specie cred că ar trebui să dispară. Pur și simplu, eliberate permise de vânătoare tot timpul anului pentru șacal, astfel încât și așa șacalul nu va putea fi exterminat din România, pentru că este o specie care se vânează foarte greu. Șacalul este foarte șiret, ca și lupul. Îl vezi greu, are simțurile foarte ascuțite, te simte de la distanță. Dispare, simte pericolul. Deci e greu să vânezi șacal, dar în aceste condiții, cu atât mai mult ar trebui eliberate permise pe tot timpul anului, astfel încât să fie diminuat, dacă nu se va putea să fie exterminat, măcar redusă la minim populația de șacali. Pentru că sper să n-am gura aurită. Eu cred că nu va mai dura mult până când va avea loc un incident foarte urât. Și sper ca atunci când va avea loc un acest incident 1, 2, 5, 9, să nu fie implicat un copil. Gândiți-vă cum ar fi să înceapă să fie copii atacați de șacali. Așa cum de altfel în Statele Unite ale Americii se întâmplă. Coioții care au ajuns să fie tolerați în orașe, nu numai că le mănâncă lor animalele de câini și pisici pe care îi găsesc pe acolo, dar au ajuns să atace copii pe stradă. E inadmisibil așa ceva. Și când un șacal va ajunge să atace un copil, ferească Dumnezeu să nu-l omoare, atunci o să vină unii și o să uite mirați la camera de filmat și o să zică nu știm a cui este vina. Și o să înceapă să dea vina unii pe alții. Vina este a autorităților, care trebuie să înțeleagă faptul că șacalul trebuie exterminat din România. Simplu.